Salutare oameni buni! În tutorialul de astăzi îți voi prezenta pas cu pas cum să realizezi un cor de mobilier simplu cu sertare în programul de proiectare 3D SketchUp. De asemenea, vei primi și o listă cu dimensiunile complete de construcție ale unui sertar. Vei afla cum să descarci un mâner din multitudinea de variante aflate la dispoziție, cum să-l poziționezi corect pe frontul de sertar, dar vei primi și un bonus din partea mea în care îți voi arăta cum realizez eu un colaj interesant, super frumos, la fel ca cel din intro, cu produsul final, în așa fel încât să impresionezi viitorii clienți sau, după caz, familia sau soția. Așa că să-i dăm drumul! Și iată-ne pe suprafața de lucru în SketchUp, ca și prin lucru o să mergem la Window, la Model Info, la Units. Aici ne asigurăm că este setat decimal, milimetri și aici prima, o să blifăm prima căsuță în care îi spunem programului că nu vrem să afișeze decimale la unitatea noastră. Ok, ne întoarcem pe suprafața de lucru, luăm unealta rectangle și creăm prima noastră piesă de mobilier, respectiv placa inferioară. O să tastez la tastatură 310, ceea ce reprezintă lățimea corpului, virgulă, 700, care este lungimea lui. Enter, space de la tastatură. Dublu clic pe piesă, clic dreapta, make group. Această comandă o voi repeta destul de des, așa că vă rog să o rețineți. Bun, acum mergem pe ea, dăm dublu clic, din bara de start luăm unealta push-pull, ne ducem către ea, tragem în direcția dorită în cazul meu în sus, tastez 18 de la tastatură, enter și iată-ne cu prima piesă de mobilier creată, respectiv placa inferioară. Acum o să creez și peretele lateral al corpului nostru de mobilier. Primul perete, cel din partea stângă. Luăm din nou comanda rectangle, mergem în acest punct și în punctul partea opusă, ridicăm, tastez la tastatură 350, ceea ce reprezintă și înălțimea corpului, virgulă 360, ceea ce reprezintă lățimea corpului. Repetând comenzile de la prima piesă, dăm dublu clic stânga, clic dreapta, make group, space de la tastatură, apoi dublu click, push pull, 18, enter. Iată-ne și cu prima laterală construită. Ca să o realizăm și pe a doua, o să facem o copie a acestei prime laterale. Dăm click pe ea, o selectăm, apoi mergem în bara de meniu și selectăm comanda move. Prindem de acest colț, tragem în direcția dorită, apăsăm control pentru a realiza copia, așezăm piesa la locul dorit, iată-ne și cu cea de-a doua piesă construită. Acum, pentru a realiza placa superioară, o să facem o copie a plăcii inferioare. La fel, o selectăm, o comanda move, tragem în direcția dorită, apăsăm control pentru realizarea copiei și ne poziționăm acolo unde avem nevoie. Iată-ne cu carcasa corpului la gata. Și iată, am ajuns la momentul mult așteptat în care o să încep să construiesc sertarele. Deoarece am primit multe întrebări pe acest subiect, o să intru în amănunt și o să explic cum realizez eu aceste sertare. În acest exemplu o să mă raportez la glisierele cu șină de forma aceasta, care sunt printre cele mai des utilizate în lumea mobiliștilor. După cum vedem, acestea vin în dimensiuni începând de la 250 până la 650, chiar și 700, mergând din 50 în 50 de milimetri. În cazul meu, dacă am corpul construit pe 360 de milimetri adâncime, o să folosesc această glisieră de 350. În general, corpul trebuie să fie cam cu 10 milimetri mai mare decât glisiera, ca să nu avem surprize neplăcute. Revenind la corpul meu de mobilier, o să încep cu dimensiunile necesare construcției sertarului pe lungimea lui. Această lungime pentru sertar se obține căzând din interiorul corpului 26 de mm. Deci, interiorul corpului minus 26 de mm. Cum o să realizez asta în program? Iau unelta tape, mă îndrept către marginea din stânga a lateralei și tastez 13 mm, ceea ce reprezintă jumătatea lui 26. Fac același lucru și pentru muchea laterală din dreapta și tastez 13. Bun, am obținut două linii de ghidaj care mă vor ajuta să definez cu exactitate lungimea sertarului. Ca și următor pas, o să mă îndrept către placa superioară a corpului și o să trasez o linie de ghidaj la 20 de mm. La fel o să fac și la partea inferioară.
Acum că am stabilit clar distanțele obligatorii între sertare și carcasa corpului, o să definesc și spațiile de separație între cele două sertare. Luăm din nou unealta tape, o să mă prind de această muche a plăcii superioare, mă plimb pe muchea laterală din stânga și o să întâlnesc acest punct de mijloc, midpoint. Din această linie centrală o să mă duc 10 mm înspre partea superioară și 10 mm înspre partea inferioară. Luăm unealta erase și o să șterg această linie centrală, obținând astfel o distanță între cele două sertare de 20 de mm. Mergem mai departe, o să iau un alt rectangle și o să mă prind de acest colț, îndreptându-mă către colțul opus lui. Merg către interiorul corpului, îl transform într-un grup și apoi cu un alt push-pull, 18, și am obținut prima componentă a sertarelor. O să o selectez, iau un alt move și trag spre exteriorul corpului pentru a prelucra și celelalte piese componente. Lungimea celei de-a doua componente a sertarului, pe care o voi numi laterală, va fi dată de glisieră. În această simulare voi folosi o glisieră de 350 de mm lungime, deci și lateralul va avea tot 350 de mm. Acum, o să vă prezint un shortcut, o scurtătură mai mult decât interesantă, și anume, de exemplu, în acest caz, dacă vreau să știu cât are înălțimea această primă piesă componentă, ar trebui să mă duc în bara de start, să iau unealta dimension, să mă prind de aceste două colțuri și să trag, să observ că are 145. Dar, ca să nu mai fac această comandă în plus, o să merg în bara de start, o să iau comanda rectangle, mă prind de aceste două colțuri, trag către direcția dorită și îi spun programului că vreau să realizez o piesă cu o înălțime ce seamănă cu înălțimea primei piese. Și în acest caz o să tastez de la tastatură doar 350, virgulă și Enter. Și observ că programul mi-a creat un obiect cu o lungime de 350 de mm și o înălțime egală cu cea a piesei precedente. Ok, transformăm obiectul într-un grup. Push-pull, 18, Enter și așa am obținut și cea de-a doua componentă, respectiv laterală a sertarului. Deoarece îmi doresc să am un sertar complet, o să realizez câte o copie pentru fiecare dintre cele două elemente. În situația în care sertarul ar rămâne sub această formă, în momentul extragerii se vor vedea aceste muchi, aceste canturi. Deoarece nu doresc acest lucru, mi se pare destul de deranjant, o să aplic o mică modificare sertarului și anume introduc acest prim element între cele două laterale. Din punctul meu de vedere, aceasta este forma corectă a unui sertar. Acum, ca el să fie și complet, are nevoie de un fund sau de un spate. Și o să vă prezint imediat varianta mea de construcție. O să iau comanda rectangle, merg, mă prind de acest colț, mă îndrept către colțul opus lui, creez un grup, îl selectez, push-pull, 18, și acum n-am decât să introduc această ultimă placă construită între cele patru elemente ale sertarului. O să-l selectez, iau un alt move, hey, și am ajuns și la momentul în care o să facem cunoștință cu o nouă uneltă. Însă, înainte de asta, o să transformăm tot sertarul într-un grup.
care o să mergem la uneanta de care vă vorbeam. Ea se numește Rotate și este aceasta. O vom selecta, mergem pe sertarul nostru și o poziționăm în așa fel încât să se transforme în culoarea roșie. Apoi ne deplasăm către cealaltă parte a sertarului, apăsăm și aici click și sucim de sertar ținând pe shift apăsat la 180 de grade. În sfârșit, vedeta acestui tutorial este în poziție corectă, complet, gata să ajungă în corpul special creat pentru el. O să-l selectez, iau unealta move binecunoscută și îl introduc în spațiul creat special pentru el, după cum v-am spus. Să creez o copie. Și în sfârșit, sertarele sunt pe poziția lor finală. În acest moment pot să șterg aceste linii de ghidaj, merg la Edit și de aici selectez Delete Whitelist. În continuare o să creez fronturile de sertar aferente corpului. Mă voi folosi de aceleași linii de ghidare cu ajutorul comenzii Tape și o să mă prind de exteriorul peretelui lateral de această dată și o să introduc prin tastare 1,5 mm. Voi crea practic un contur de 1,5 mm de jur împrejurul corpului, așa că o să merg și la placa superioară și o să tastez și aici 1,5, la fel și peretele lateral, placa inferioară. După cum v-ați dat seama, fronturile de sertar vor fi cu 3 mm mai mici pe lungime față de cota exterioară a corpului nostru. Și în continuare o să mergem să aflăm cum se calculează înălțimea celor două fronturi de sertar, respectiv lufturile dintre ele. Pentru aceasta o să mă prind de interiorul corpului, căutând acel midpoint de pe laterală. Odată găsit, din această linie centrală voi trasa încă două linii de ghidaj care vor reprezenta limitele fronturilor de sertar. O să introduc 1,5 mm către partea superioară a corpului, respectiv 1,5 mm către partea inferioară a corpului. Cu ajutorul uneltei Erase o să șterg linia centrală și o să-mi rămână între cele două sertare un luft de 3 mm, ceea ce este corect pentru a funcționa bine cele două sertare. Odată creionată această fundație cu ajutorul liniilor de ghidaj, nu rămâne decât să trecem la construcția propriu-zisă a fronturilor. Și vom lua un alt rectangle. Voi merge către colțul format de liniile de ghidaj și o să trag către colțul opus al acelorași linii de ghidaj. După cum v-am obișnuit, o să creez un grup. Push-pull, 18, Enter. Primul front este gata. O să realizez o copie a lui. Am șters linia de ghidaj și acum mergem la PI să descărcăm un mâner din baza de date a SketchUp-ului. Intrăm aici la File, 3D Warehouse, Get Models și o să tastez în bara de căutare Handle Drawer. Vedem că avem aici o multitudine de variante din care putem alege, însă eu o să mă opresc la acesta, David M. O să dau click pe el și download. După cum vedeți, mi-a apărut mânerul în spațiul meu de lucru. Mă asigur că mânerul meu atinge frontul de sertar și nu mai mult. Ok, și acum vreau să poziționez mânerul central față de frontul meu de sertar, atât pe lungime cât și pe înălțime. Cum facem asta? Păi, căutăm același midpoint. Odată găsit, apăsăm click pe mouse și mutăm
ușor stânga-dreapta mânerul și apoi apăsăm Shift și căutăm middle point-ul frontului desertar. Când această bulină este albastră deschis, înseamnă că suntem cu mânerul poziționați pe centrul sertarului, referindu-ne la lungimea lui. O să facem aceleași proceduri și pentru a-l centra față de înălțimea sertarului. Căutăm middle point-ul mânerului. Odată găsit, apăsăm click stânga pe mouse și ne mișcăm un pic pe suprafața frontului și apoi apăsăm shift de la tastatură și ne îndreptăm către middle point-ul înălțimii frontului desertar. Odată găsit, suntem siguri că mânerul meu este poziționat central față de frontul sertarului. Urmează să-i fac o copie pentru al doilea front desertar și o să procedez în felul următor. O să-l selectez, iau comanda Move, mă placez pe începutul muchei celui de-al doilea front desertar și ținând click stânga pe mouse apăsat, mă deplasez către muchea opusă, ținând cont ca linia de deplasare să fie această linie punctată pe care o vedeți, să rămână albastră, ceea ce înseamnă că mă deplasez pe linie dreaptă. Apăs control de la tastatură să se realizeze copia și am grijă să mă deplasez până pe muchea opusă și termin comanda. Acum am două mânere poziționate central față de fronturile mele de sertar. O scurtă recapitulare a celor realizate până în prezent. Avem carcasa mobilierului format din 4 piese, avem cele două sertare, cele două fronturi și mânerele poziționate central. Totul la scară, 1:1, ceea ce vă va ajuta foarte mult să scoateți cotele necesare debitării. Acum, tutorialul este ușor tehnic, dar dacă repeți comenzile, îți garantez că o să ajungi să stăpânești programul și vei obține obiectele de mobilier așa cum îți dorești. O să fii surprins, plăcut, atât tu cât și cei din jur, de evoluția ta pe acest segment, pe acest subiect. În continuare, o să realizăm două grupuri, unul format din elementele cutiei și unul format din elementele sertarului. Ca să realizăm acest grup din elementele separate, o să selectăm, după aceea o să apăsăm Shift de la tastatură și mergem către următoarea placă de mobilier și așa vom continua până la sfârșit. În cazul meu am 4, deci le voi selecta pe toate 4, apoi click dreapta și bineînțeles Make Group. Acum dacă o să selectăm un punct de pe carcasa noastră de mobilier, vedem că s-au selectat toate ceea ce îmi și doresc. Acum o să creez grupuri și cu cele două sertare. Selectez sertarul, apoi Shift, frontul și mânerul. Creăm grupul, procedăm la fel și cu sertarul al doilea. Tutorialul continuă cu încă o mică dezvăluire și anume o să prezint cum se deschide un sertar în programul SketchUp, cel puțin varianta mea. Și o să selectez sertarul, luăm comanda Move, mă prind de această linie și trag continuând linia până când consider că este suficient pentru designul meu. Că tot veni vorba de design, mă gândesc să-i aplic și un pic de culoare. Mergem aici la material, la wood și eu o să aleg, să zicem, această culoare care seamănă cu un nuc închis, să-i spunem, și o să o aplic doar pe carcasa corpului. Restul o să las alb și acum să bată tobele! Ca orice produs bun, pentru a fi valorificat la maximum, are nevoie și de promovare, de marketing, care, din punctul meu de vedere, în proiectarea 3D, în cazul acestui soft, este dată de prezentarea unui colaj video cu produsul din mai multe perspective și unghiuri. O să vă arăt imediat despre ce e vorba. O să mă duc în barea de meniu aici la View și de aici o să aleg Animation. Aici voi alege prima variantă, Add Scene. Observ că în partea de stânga de sus a ecranului mi-a apărut acest simbol cu albastru. În continuare, voi roti de produs cu ajutorul scrollului de la mouse în așa fel încât să-l pun într-o lumină cât mai bună.
Eu, de dragul exemplului, o să fac câteva mișcări. După ce m-am oprit în această poziție, o să mă duc pe acest simbol de care v-am vorbit, din stânga sus a ecranului, o să apăs pe el click dreapta, de aici ultima variantă. Observ în partea de dreapta a ecranului că mi-a apărut un alt simbol. În continuare o să apăs pe acest plus și o să rotesc din nou de produs în sensul dorit de mine, repet, ca să-l fac cât mai atractiv. Mai apăs o dată pe plus, mai sucesc o dată de corp, încă o dată pe plus și putem să verificăm dacă suntem mulțumiți de ce am obținut. Cam acestea sunt cele 4 mini-videoclipuri care, după ce le voi exporta, vor forma un singur videoclip în așa fel încât să scot cât mai bine în evidență produsul. Vom merge la File, vom apăsa aici Export, de la ultima căsuță Animation și de aici Video. Ne vom duce în partiția în care vom vrea să exportăm mini-videoclipul Video. Îl vom exporta și să vedem ce a ieșit. Așa cum am promis, atașez lista cu cotele finale ale componentelor corpului de mobilier ce a fost studiul meu de caz în acest tutorial. Nu a fost simplu de prezentat conținutul, dar consider că este valoros și îți va fi de folos în realizarea propriilor tale obiecte de mobilier dorite. Ca și sfat, repetă comenzile și sigur vei reuși și tu. Pentru videoclipuri asemănătoare, apasă în stânga sau în dreapta. Dacă ți-a plăcut, dă un like și un coment. Acesta am fost eu, Constantin Barbu, și până data viitoare îți urez spor în toate.